Bun găsit la Observator Update, sunt Mădălina Iacob, este ora 15, iată cele mai importante informații ale momentului. Este ziua cea mai grea pentru România de la începutul pandemiei de coronavirus. Avem 441 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr de până acum. Am trecut așadar de 5.000 de îmbolnăviri cu COVID-19 în România. La terapie intensivă sunt internați în acest moment 178 de pacienți. În carantină instituționalizată peste 25 de mii, în izolare la domiciliu peste 87.000. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate și externate. În acest context, imagini incredibile vin din Cluj, unde aproape 2.000 de oameni s-au îmbulzit în fața aeroportului internațional Avram Iancu. Sunt români din Transilvania și Moldova care pleacă la muncă în Germania cu 12 chartere. Pentru că autocarele cu muncitori au sosit în același timp în aeroport, oamenii au fost puși să aștepte în parcare și li s-a luat și temperatura la intrarea în terminal. În România, peste 200.000 de contracte de muncă au fost anulate și peste 1.000.000 suspendate, 17.000 doar de ieri până astăzi. Și angajații de la stat ar putea plăti costurile crizei economice provocate de pandemia de coronavirus. Premierul Ludovic Orban a anunțat că se pregătește un program în lucru, în două ture, dar și plata de șomaj tehnic. Decizia finală o vom afla astăzi, după ora 17, după ședința de guvern. O reducere a veniturilor, atenție, înseamnă mai puțini bani în consum. Iar potrivit analiștilor, acest lucru ar putea adânci recesiunea. O veste bună vine în schimb de la uzinele Dacia, unde activitatea industrială va fi reluată treptat, cei drept, începând cu data de 21 aprilie. Angajații vor lucra în echipe restrânse și în două schimburi. Vorbim deocamdată de aproape 450 de oameni care se întorc la muncă, din cei peste 4.000 de salariați. Pandemia de coronavirus schimbă și regulile de sărbători. Biserica Ortodoxă Română anunță condițiile în care se vor desfășura floriile și Paștele. Pelerinajul de florii se suspendă, iar ramurile de salcie vor fi binecuvântate în biserică, iar apoi voluntarii le vor distribui pe rând la domiciliile credincioșilor care solicită acest lucru. Spovedania și împărtășania, atenție, de asemenea se fac la domiciliu. Iar în noaptea de înviere, Lumina Sfântă va fi adusă în continuare cu avionul de la Ierusalim și va fi împărțită tot de către voluntari, celor care doresc asta. În toate cazurile, reprezentanții bisericii vor purta echipamente de protecție. Atât de la Observator Update, noi ne revedem din oră în oră sau ori de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Ne găsiți și pe observator.tv, dar și pe pagina noastră de Facebook sub hashtagul Observator Update. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Fii observator!